Cluburile, de exemplu, cum e clubul Steaua. Da. El nu poate... CSA Steaua. CSA Steaua. Da. El nu poate niciodată să intre în legalitate. Da. Explicați, domnul Popescu, cum i-a spus. Vă explic imediat. Din punctul meu de vedere, succesorul clubului sportiv Steaua București este CSB-ul Steaua București înființat de domnul Becali. Și vă spun și de ce. Acest club s-a înființat... Eu aici am vrut să ajung, Horia. Ia o secundă. S-a înființat ca club sportiv de drept privat prin înființarea Asociației Clubul Sportiv atunci, până anul 2000. Deci asta era prevederea legală, prevăzută de lege, să se reorganizeze ca structură sportivă de drept privat pentru a fi afiliată la federație. Clubul sportiv cu care se tot bate cu pumnul în piept domnul Talpan este înființat într-un om de ministru al ministrului Dușa în anul 2013 sau 2014. El apare înscris în evidențiile Ministerului Apărării ca unitate militară cu indicativ militar. Stadionul Steaua pe care toată lumea vrea să joace fotbal este de asemenea înscris în inventarul Ministerului Apărării ca și cazarmă militară cu indicativ militar. Dar n-am găsit nicăieri în lege că o structură militară poate să înființeze un club sportiv. Singur de referiri în legea sportului privind sportul militar este la articolul 7, care spune cu pregătirea militară în unitățile militare se fac pentru personal, acolo se mențină în formă și așa mai departe. Și mai era o referire la articolul 12 aliniatul 3 din legea 69/2000, care prevedea că pe durata satisfacerii stadiului militar, unitățile militare sunt obligate să asigure condițiile de pregătire pentru sportivii de performanță care satisfac stadiul militar. Acest articol a devenit caduc pentru că s-a desfințat stadiul militar obligatoriu. Deci clubul sportiv Steaua București n-are ce căuta, n-are ce căuta în fotbal. Rețineți. Deci nu clubul sportiv, actuala formă de organizare și ce a făcut ministerul, practic acest club este înființat 100% ilegal? Domnule, este înființat ca club sportiv de drept public. Deci orice persoană juridică înființată pentru un act de dispoziție a unei autorități publice, ordin de ministru, hotărâre de guvern, ordonanțe, lege și așa mai departe, nu intră sub incidența ordonanței 26/2000, lucru prevăzut expres în ordonanța 26/2000 la articolul 85. Deci ele, nefiind de drept privat, nu pot să se afilieze la federațiile sportive naționale, cât încălcând legea. Deci echipa lui Becali este... Eu nu știu ce avocat a avut domnul Becali, că dacă avea un avocat istor, putea să invoce reorganizarea în articolul 94 și îl trimitea pe Tulpan să facă poze pe stadion. Da, ce a zis de echipa lui Becali, ziceți noastră ne-am păi asta e continuatoarea. Continuatoarea echipei Steaua este FCSB-ul actual, pentru că s-a reorganizat ca persoană de drept privat în anul 2000, când a fost cu Viorel Păunescu, cine a mai fost pe acolo, că am înțeles că și Ministerul Apărării era acționar pe acolo. Păi și să mai înțeleg altceva, tot ce a câștigat în justiție, practic domnul Talpan e lovit în nulitate? Trebuie făcut o contestație, o anulare sau un recurs în interesul legii, având în vedere deci că tot cu ce se definitive. Laudă domnul Talpan cu toate victorile, se pot anula? Bineînțeles, dar v-am spus, sunt căile extraordinare de atac. Contestație în anulare, dacă n-a trecut un an de zile de la data de când s-a pronunțat hotărârea definitivă, sau făcut o sesizare la procurorul general pentru inițierea unui recurs în interesul legii. Pe bun, și deci cu alte cuvinte... Sigla, palmaresul, tot, culori, poate tot. Trebuia să rămână la FCSB. Pentru că s-au reorganizat, cum spunea legea, în persoană de drept privat. Ce iar CSA n-a făcut cum spune legea, asta spuneți. Păi da, bineînțeles. Păi bun, și de ce nu l-a spus în legătură cu domnul? De ce nu-l puneți în legătură? N-am vrut, domnule, eu sunt plătit de tine să vin cu bomba la tine, ești nebun? Păi nu, după emisiune. Tu ce crezi, că nu se uită ei la emisiunea asta? Știi că se uită un milion de oameni, ești nebun la cap, ce drept. Domnul Iovanoviș, haideți să vă spun acum că de mult mai rar. Cum să dăm bomba la alții? Eu am sesizat acest lucru primului ministru. I-am trimis o scrisoare deschisă. Opa! I-am trimis o scrisoare deschisă, a fost publicată de Ager Press. Hopa. În care l-am rugat să convoace... Scrisoare? Poftiți? Când i-ați trimis-o? Păi cred că până la sfârșitul anului trecut. Adică recent. Da. În care l-am rugat să convoace o dezbatere cu federațiile sportive naționale, să găsim o soluție legală să ieșim din această nenorocire,
Pentru că eu nu vreau să distrug sportul românesc. Eu vreau să-l pun în legalitate. Păi sigur, se poate pune în legalitate, domnule, nicio problemă. Cum apare România în fața organismelor internaționale și a Uniunii Europene când o să constate că 51 de federații sportive lovite de nulitate absolută? S-a gândit cineva la efectul ăsta? Păi efectul este îngrozitor. Păi nu numai asta, stați un picuț. Cluburile departamentale care cheltuie banii statului. Dom'le, asta e pericolul. Haideți să vă fac acum, să vă dau și niște cifre. Ce luate Dumnezeu? Din presă, nu luate. Deci în anul 2022, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a avut alocat un buget de 27 de milioane de euro. Adică în anul, în ce an? 2022. Adică nu anul trecut, 2002, da. Până și cât? 27 de milioane, da. 27 de milioane de euro. Da. 137 de milioane de lei. Datele sunt publice, să vă pe site-ul Ministerului de Finanțe la informații fiscale și bilanțuri contabile. Deci asta nu se pot ascunde că este de interes public. Federațiile sportive naționale anul ăsta au 97 de milioane de lei, nu de euro. Cum? Despre ce discutăm? Deci CSA-ul a avut 27 de milioane de euro și toate federațiile cât au anul ăsta? 97 de milioane de lei. Adică cât înseamnă în euro? Păi împărțiți la 5. 20, sub 20. Deci mai puțin cu 6 milioane toate la un loc toate decât ce se au. Toate la un loc decât a avut clubul Steaua. Păi acum să mă ierte Dumnezeu, ce finanțează, domne, contribuabilul român? Ministerul Apărării să ne apere sau să facă bombe, sport? Nu ți-a dat nimeni până acum. Asta și n-a dat nimeni pe piață. Și stai un pic că nu e numai clubul Steaua. Sunt toate cluburile departamentale, toate, inclusiv alea municipale. Vă dau un exemplu. Uitați-vă că a apărut în presă. Anul trecut, Ministerul Transportului s-a plâns că a trebuit să dea 7 milioane de lei la Clubul Rapid ca să plătească salariile sportivilor. Corect. Și haideți să vă mai fac acum o dezvăluire pe care ați văzut că a fost domnul ministru Nova, că a dat un ordin de acolo în care să oblige echipele să nu folosească nu știu câți străini. Normal, ordinul ăla a fost anulat de instanță pentru că era prost făcut. Deci nu te poți băga tu ca minister în afacerile de drept privat. Dar problema este altă lume. Toți sportivii străini nu sunt domne la cluburile de drept privat. Sunt la cluburile de drept public. Ăia cu banii noștri plătesc sportivii străini. În loc cu banii ia să-i băgăm în licee, să-i băgăm în școlile sportive, în cluburi școlare, să pregătim baza de selecție pentru sportul românesc, noi cu banii românești plătim sportivii străini. Cum vi se pare treaba asta? Mișto. E foarte mișto, nu? Păi eu vorbă de aia românească, doamne. Eu vorbă românească, nu-i pot să-mi cine cere. Da. Da, am înțeles. Bun, banii ăștia cheltuiți ilegal, da? Că despre asta discutăm. Că e ce se nu se întâmplă nimic, se mai, de dragă, nu se mai... la sportive. Să intre în legalitate, asta este problema, mă. Deci problema este intrarea în legalitate. Din păcate, din punctul meu de vedere, nu se poate rezolva printr-un cadru legislativ, ci doar prin soluții date de instanțele de judecată, având în vedere regimul de persoane juridice așa de este. Drept privat al federațiilor sportive. Așa deci ele este. Trebuie desfințate și făcute altele, după cum spune legea, nu povești.